Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunt Liliana Ivan și, ca în fiecare zi de marți, ne întâlnim într-o ediție dedicată semnificației viselor voastre. Mesajele pe care mi le-ați trimis în această săptămână sunt deosebit de interesante, sunt inedite în bună măsură și majoritatea dintre visele propuse de voi pentru analiză reprezintă, de fapt, dorința voastră de a ști ce se întâmplă cu proiectele voastre, ce se întâmplă cu schimbările pe care vi le doriți în viața personală și în viața de familie. În același timp, un rol decisiv în această etapă l-au prietenii pe care voi i-ați cunoscut de scurtă vreme, persoane importante, persoane care totuși călătoresc foarte mult și care au o experiență din aceste voiaje pe care le fac. Dorința de independență este iarăși o notă importantă în această săptămână. Fiecare dintre voi vă doriți să fiți proprii stăpâni, să realizați proiecte care să fie finalizate, dar pe care voi nu vreți să le testeze sau să le cenzureze altcineva. Este un mesaj important și al celor care au reușit în cele din urmă să depășească o stare de spirit foarte proastă, o stare de spirit pesimistă. Acum nota dominantă este optimismul, încrederea în parteneriate și în prieteniile pe care le-ați contactat în ultima vreme. Relațiile dintre părinți și copii rămân totuși tensionate, în sensul că adolescenții rămân totuși niște rebeli care nu doresc să fie cenzurați în tot ceea ce fac ei. În relațiile de prietenie cu femeile este o prioritate faptul că se șterge cu buretele tot ceea ce a fost neplăcut în trecut. Dintre visele pe care le-am ales, le-aș menționa pe cele care au această notă de optimism și de încredere în tot ceea ce vor împlini cei care ne-au scris în următoarele etape de 5-8 luni. Dana, de exemplu, este una dintre vizitatoarele noastre fidele și de această dată ne-a relatat cu uimire un vis foarte interesant. Ea, în drum spre serviciu, pășea pe un trotuar care era acoperit cu frunze verzi. Surprinzător, tot acest trotuar era plin de frunze uscate cu ceva vreme în urmă, cu circa 7-10 zile, ne spune ea. Cum au devenit verzi aceste frunze, mai puțin poate să realizeze. Ea se întreabă ce semnificație au aceste frunze verzi. Frunzele verzi înseamnă implicarea Danei în toate proiectele pe care și le-a propus. Fie că este vorba de proiecte pe care ea le-a declarat în fața rudelor sau a colegilor, a prietenilor, fie că este vorba de proiecte foarte discrete. Referindu-se la frunzele uscate din trecut pe care ea le întâlnea pe alea respectivă, acestea sunt de fapt niște proiecte iluzorii care rămân în urmă, iluzii care nu s-au concretizat niciodată și de care ea va scăpa pentru că acum pășește pe un covor verde. Radu este un alt vizitator al nostru și era bucuros și ne-a relatat într-adevăr că întâlnirea cu frații lui, care domiciliază în tot felul de zone îndepărtate din țară și din lume, a reușit să îi revadă. Deci e vorba de o reîntâlnire în viața de familie. Cei mai mulți dintre ei erau optimiști, fiecare își depăna povestea lui și spunea ce a realizat în ultima vreme. În timp ce el se bucura de compania prietenilor și rudelor, dar și a fraților, a apărut un fost coleg de liceu care i-a spus: "Vai, ce fericit ești că ai niște prieteni buni și că ai niște frați realizați. Ia uite, eu m-am întâlnit de curând cu frații mei și toți au sărăcit. Proiectele lor au fost pur și simplu o pierdere de timp și de bani."
Și el ne întreabă ce înseamnă, de ce relațiile de amiciție și de foarte bună colaborare și cu familia, dar de armonie cu frații lui, înseamnă, desigur, un proiect fericit, înseamnă continuitate și realizări optimiste pentru ceea ce și-a propus el. În privința relațiilor pe care el le dă despre prietenul acela care era foarte nefericit pentru că frații lui erau sărăciți și au avut doar afaceri proaste, este vorba de o pierdere într-adevăr de bani, dar care poate să fie din nou revigorată afacerea care și-au propus-o referitor la turism în următoarele 4-5 luni. Deci, pe el, în ce privește pe el, rezultatele sunt foarte bune, iar prietenul lui, în următoarele etape, poate să-și rezolve și să revină la o parte pozitivă financiară în 5-8 luni. Mura este o altă vizitatoare care ne scrie în ultima vreme destul de frecvent. Ea ne-a relatat amuzată, extraordinar de amuzată, visul pe care l-a avut. Dintr-o dată s-a trezit felicitată pentru că era o mare inventatoare. Ea realizase un aparat care pur și simplu anticipa vremea, starea vremii cu foarte multă exactitate și chiar depășea toată aparatura modernă pe care o avem noi. Și întreabă ce poate să fie acest vis glumeț, cum îl numește ea. Este vorba într-adevăr de un proiect îndrăzneț cu multe riscuri pe care ea îl are în vedere și ne-a și semnalat acest lucru, dar care trebuie realizat pas cu pas. În următoarele 4 săptămâni ea poate să depășească punctul care este mai riscant, după care poate să meargă în mod normal, iar în iulie poate să aibă reușita pe care ea și-o dorește. Un vis interesant este și al lui Aurel. El niciodată nu s-a gândit că poate să se relaxeze într-un atelier care confecționează saltele și întreabă ce poate să însemne salteaua. Salteaua este într-adevăr un element de deconectare, poate să fie și un element de prosperitate, în sensul că salteaua este realizată din lână, vorbim de saltelele de calitate, și asta înseamnă că are legătură și cu persoane care cresc vite, oi și așa mai departe. Iar atelierul unde se confecționează aceste saltele înseamnă o perspectivă extraordinară care poate să apară începând cu luna mai. Deci el poate să fie optimism și în același timp să nu se amuze pentru că salteaua este un simbol de prosperitate.